Avocatul poporului Ceslav Panco solicită CSE-ului să-și revizuiască decizia din data de 16 decembrie privind suspendarea licenței de emisie a celor 6 posturi de televiziune. Hotărârea trebuie să asigure un echilibru just într-o respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și securitatea informațională, a declarat avocatul într-un comunicat de presă. Avocatul poporului a inițiat un proces de documentare a argumentelor și necesităților care au stat la baza emiterii unei astfel de dispoziții și a expediat un demers către CSE și Consiliul Audiovizualului. Preliminar, ombudsmanul consideră că prevederile din dispoziția CSE restrâng exercițiul drepturilor fundamentale la libertatea exprimării și a dreptului la proprietate în contextul în care nu va fi demonstrat echilibrul sau proporționalitatea între restrângerea acestor drepturi și scopul urmărit. Ombudsmanul a mai declarat că norma respectivă ar putea institui o restrângere nejustificată a drepturilor fundamentale și ar putea să nu corespundă criteriilor prevăzute de Constituție. Potrivit lui, prin adoptarea măsurilor respective, autoritățile au depășit limita de asigurare a condiției respectării ingerinței minime în asigurarea unui echilibru just între respectarea dreptului la libertatea exprimării, dreptului la proprietate și asigurarea securității informaționale. Avocatul poporului recomandă autorităților să identifice alte măsuri alternative mai puțin intruzive care au o legătură rațională cu scopul legitim urmărit, în special asigurarea respectării standardelor în materia libertății de exprimare și dreptul la proprietate, iar măsurile de suspendare să fie evaluate exclusiv de către instanța de judecată în cadrul respectării garanțiilor unui proces echitabil și lumina testului de legalitate și legitimitate necesar într-o societate democratică.